Este o zi frumoasă, o zi importantă pentru noi liberalii, la 150 de ani de la nașterea unui mare om de stat liberal, Ion Ice Ionel Brătianu. Am fost tot astăzi la mormântul regelui Carol I. Și unde credeți că am fost ieri, fiindcă așa se închide arcul, iar am avut plăcerea să mă aflu în cealaltă capitală a României, în Alba Iulia. Aceste locuri definesc identitatea noastră și aceste locuri definesc cel mai frumos proiect de țară pe care l-a avut România vreodată, unirea. De astfel de proiecte avem nevoie pentru a face România prosperă și puternică. Și eu vă spun, împreună putem să o facem. Anul 2014 este un an foarte bun pentru noi, este un an foarte bun pentru România, este anul marilor schimbări. Am început prin cel mai ambițios, prin cel mai mare proiect politic pe care l-am avut în ultimii 25 de ani. De povestit a fost povestit de multe ori, de realizat, dragii mei, l-am realizat noi și cu colegii noștri din toată țara, acum, în 26 iulie, când am decis fuzionarea PDL cu PNL și am creat marele partid de dreapta care va schimba politica în România. Va schimba politica în România. Este o expresie care îmi place. Fiindcă eu vreau să merg de la Sibiu la București pentru a schimba felul în care se face politica în România. Eu m-am săturat de politică de dragul politicii. Eu m-am săturat de politică pentru baroni. Eu m-am săturat de politica care se face acum în guvern. Eu vreau să facem o politică pentru oameni, pentru România, pentru o Românie prosperă și puternică. Aceasta este viziunea mea și vă invit să o punem în practică împreună. 10 ani de guvernare liberală, 10 ani de prosperitate și în final vom fi o țară puternică. Am aflat acum puține zile, cred că acum 3 zile, una din cele mai triste vești pe care am putut să le aflăm. România a intrat în recesiune. Dragii mei, așa nu vom ajunge niciodată din urmă țările dezvoltate din Uniunea Europeană. Cum vrem să ajungem? Și aud pe unii câteodată zicând, vrem să trăim ca afară. Păi cum să trăim ca afară dacă în loc de creștere economică, guvernul Ponta ne-a băgat în recesiune economică? Cum vrea primul ministru care a luat o țară care ieșise din criză și a băgat-o înapoi în criză să fie președintele României dacă nici măcar acea mică creștere pe care am câștigat-o nu a reușit să o mențină. Eu vă spun, noi vom guverna România. Noi vom guverna România timp de 10 ani. Și chiar dacă acum, trist, dar adevărat, țara este într-o situație dificilă, noi vom guverna, vom scoate România din această situație și vom reda
românilor cel mai valoros lucru. O Românie puternică și respectată. Și atunci, dar numai atunci, noi toți putem să spunem, suntem mândri de România noastră. Suntem mândri de ce vom realiza dumneavoastră și cu mine împreună. Și vă spun că putem. Se poate. Eu am dovedit la Sibiu că se poate face o administrație corectă și eficientă. Am dovedit că se poate face o administrație fără corupție. Am dovedit că se pot pune în practică mari proiecte, fără gălăgie, fără înjurături. Am dovedit acest lucru. În sală sunt primari de-ai noștri care fiecare în comuna lui, în orașul lui, a dovedit că se poate. Eu vă spun, se poate în fiecare comună, în fiecare oraș din România. Și vă voi dovedi, se poate în toată România. Vă invit, așadar, dragi colegi, să parcurgem acest drum, dumneavoastră, echipa mea, împreună cu mine. Acest drum cu o singură oprire, victoria.